документи. Думневластр без студии объектив. Вред ситуации в Козьмирации гинет. Так ему вред, хватит вред. Шинзе жделей, ласта кос принят и вензен, ну чекос, не очень капелла я уверен, си душу дату он луна, кларам подигрой, си душу дой сайт гума. Домн Гудапан, я вам скос работа. Приняли, посайбы. Домн Гудапан, нет, при приняли, посайбы, венит, маймай, так мы вас здесь один популяция, а сектору на шмар. Да, я так же не упасть здесь, и не требовал смотреться, и на папе не пишет лапу. Так и кто-то раз, мы с вами сердим, но я все не можешь. Economist duc pământ, nu se bagă în carieră.
că carieră el îl duc și trebuie să boxui, adică mai jos, are cheltuieli de transport. Dar îl duc în lume trebuie pe Ișnovăs, pe... În zona industrială. Da, în zona industrială și ori și agent economic, prea multe noi acolo doar am vorbit. Plătește 20 la 20 până la 40 de lei mașina, numai s-au discat și... Dumneavoastră, mai treziți să o leacă din somnul dumneavoastră. Înainte era așa bani. 2 ani în urmă vine la mine șeriedilor, îmi zis că făceau săpături acolo, fermau casă și vineau și domnul primar nu se duc pământul. Vineau și eu spuneam mulțumesc, că m-a dus mult pământ din Chișinău. Acum, agenția este economic. Chiar și mai am avut un teren la Podul Snou. Cum e familia? Ungureanu. Ungureanu am umblă după pământ amui. Că el trebuie să înăstească acolo. Și de 20, de la 20 până la 40 de lei, mașina. Așa că noi trebuie să ducem pe în coloia cu banii noștri, proprii. De atâta este o întrebare. Noi nu putem să ascultăm pe noi ăștia. Noi avem o problemă mare. Noi nu putem că este așa. Un strat de gunoi, un strat de pământ. Un strat de gunoi. Așa, domnul profesor? Și noi nu putem. Noi încălcăm anumea depozitare gunoiului. Mâine poate să prindem. Clar. Să dăm jumătate de milion sau stângi. Vă pun la voastră. Domnul Igor a prezentat pe calculele și noi le-am consultat cu domnul primar și a hotărât că nu pregăti două proiecte de decizii de ieșire și înfărătările de același propunem punctul 3 se aprobă tariful la transportarea deșeurilor menajerii. A. Populația casele cu blocuri pentru persoană de până 12 lei, populația de sectorul particular pentru persoană de până 12 lei și punctul 3 din punctul 4. Decizia va aparține cât de. Și a doua propunere a mea a fost să nu, așa, nu știu, nu știu, dar așa, da, domnul Dolan. Tot îmi spuneți că mai aveți probleme la locuri locative, poate la locuri locative nu ajungem pe asta, ajungem la sectorul particular. Dar ca cine e trăiesc în America? Nu trebuie de fontane, trebuie de procurat că zvei, trebuie de amenajat procesele cele acolo. Da, dacă prindeți așa ceva, nu facem nimic la blocuri. Lăsăm așa aia să bucnească tot în aia. Și fiecare țină, să acolo pe 42 ani. Dar la blocuri noi fiecare, peste o țin, peste două zile, să dicăm cu noi. Lăsăm peste 42 ani. Nu peste 20 ani. Cine este pentru? 12, doamnă. Mărirea, am vrut să spun, cu 4
statului, dar taxa de 12, îmi cer scuze. Cine este pentru propunerea ca un metru cub să coste 12 lei, vă rog, votați. Fie inclus punctul 3, 3 se divide în 4. Cum așa am înțeles? În proiectul numărul 0-1-3. Deci, din bază l-am votat toate întrebările. Și a fost propus să fie ridicat între 2 și 3, să fie propus să fie calitere. Ei bine, înseamnă că întrebarea cu calitere. Am votat-o pentru 12 lei, n-am primit niciun vot. Da. Cine este împotrivă la 12 lei, că a votat? Așa. Împotrivă. Și 15. Așa, punem și s-au obținut fără opinie. Așa, punem la vot propunerea domnului Caracuian. A fost cu un leu, adică s-a mărit cu un leu, înseamnă că votul nostru este nou, da? Da. Cine da, este? Da, da, nu? Că ne-a dat mărirea cât combustibilului, nu este cât să fie în frate, eu propun să mărim cu un leu. Nu e nou leu acum la fel. Să fie nou leu. Așa, știi, eu știi, așa, vă rog, cine este pentru? Taxa sau tarifă pentru un metru cub de gunoi să fie 9 lei, vă rog, votați. La persoană, pe numărul de gunoi. Deoarece următoarea întrebare,